Festivalul Internațional de Folclor Ecouri Meseșene s-a desfășurat duminică la Zalău. Pe lângă zeci de ansambluri de folclor din țară sau venite din Ungaria, Slovacia și Italia, la festival a concertat și celebrul cântăreț de muzică tradițională Grigore Leșe. Artistul a vorbit în exclusivitate pentru Graiul Sălașului despre concertul de la Zalău și despre viziunea lui asupra tradițiilor. Un public puțin, dar iubitor. Cum vi s-a părut atmosfera de la Zalău? Da, a fost o atmosferă foarte frumoasă. A rămas în piață, oameni interesați pentru concert, pentru calitate, pentru cântece adevărate și a fost o seară minunată. Ce părere aveți că unii oameni au ales să vină să stea la terasă în loc să vină la concert? Dom'le, știți cum? Fiecare om își face viața după cum-i mintea. Eu nu răspund, oamenii ar merg pe terasă. Sigur, oamenii ies, confundă, acceptă divertismentul ieftin. Așa, aici a fost un spectacol, a fost o poveste. Aici am cântat despre dor, am cântat despre timpii istorici, am cântat despre moarte, am cântat despre naștere, am cântat despre viață, am cântat de toate. Și în același timp, cu mine pe scenă a fost și Amir Hodai cu povestea lui din Persia. Deci un recital legat, am încercat să spunem împreună o poveste. Cum vedeți dezvoltarea folclorului românesc și a tradițiilor românești? Ce să știu zice? Oamenii dacă or vrea, or trăi din muzica tradițională. Nu i-aș spune folclor, i-aș spune muzică străveche, muzică tradițională. Oamenii dacă or vrea și or simți că pot trăi așa, or trăi. Deja mă le spunem, dar trebuie să trăiască în prezent. Trebuie să trăiască în prezent. Sunt alte priorități în ziua de astăzi. Oamenii doresc altceva. Dar întoarce la ce este valoros este importantă. Din punct de vedere a unei persoane care duceți tradițiile mai departe, ce mesaj aveți pentru publicul zălăuan? Ce mesaj am? Să fie buni, așa, să se adune și dacă s-o dus în lume, să nu uite să vie înapoi. Asta e. Ei, că mândra mărgenile. Ei, da, luniță dragă, luniță, da, ei, da, ei, fă-mi și mie luniniță, da, ei, ei, să mă lame mândruță. Și dacă oi trece puntița, dai două, ei, dar nu-mi trebuie vederea ta, dai două, nu-mi trebuie vederea ta. Și cu stelile dai două, ei, dată te schimbă să mi le dai două, ei, că mândra mărgerile.